cum stau cu răbdarea Dani și Diana? Trebuie să fie unitate sau înțelegerea este cheia? Pot să fii răbdător la anumite chestii și ne. Da, bine, acum dacă am o ieșire nervoasă cu X și Y, normal că o am, că sunt om, nu sunt animal. Dar ce ține de noi, eu cred că vine de la sine să ai răbdare. Da, dar zic că răbdare, eu cred că sunt mai răbdător decât tine. Ok, bă. Așa, te uiți la mine, zici că e în considerare. Te ascult, iubire. Te ascult. Ce ți se pare neregulă? Tot e regulă. Tot e regulă. Ce te deranjează? Că te ascult? Nu. Atunci? Ce să mă deranjeze? Păi dacă tu spui! Se pare că tu ești la mine, deci orice sum, ce? Te ascult, vorbim! Da, se mai găsit eu obosit. Eu nu te înțeleg, să ne... Chiar nu te înțeleg. Bine. De la ce te iei așa? Nu m-am luat cu nimic, ți-am spus, te uiți la mine de parcă nu-ți convine ceva. Sunt obosit. Da? De ce? Nu vezi că interpretezi aiurea tot. Tu? Da. De ce? Nu, tu chiar te uitai pe bune, te uitai serios la mine și eu văd aiurea. Sunt obosit. Nu dorm deloc bine. De duminică seară n-am mai dormit deloc. Dorm 3 ore, 2 ore, 3 ore. Și de ce? Nu pot să dorm. De ce nu ai? Nu pot, nu simt că mă sufoc, simt că nu pot să dorm, mă foie, stau câte 2 ore, mă dorm pe toate părțile. Nu. Dacă dorm cu tine, dorm bine. Dacă aș putea să dorm cu tine. Cred că da. Crezi? Ei, nu am dormit. Ba da, am dormit, dar eu vreau să te odihnești și să dormi și să ai grijă de tine. Du-te și te odihnești când se închid ușile, ștepți când avem voie să mergem la somn, du-te la somn. Încearcă să dormi, gândește-te la ceva. Mă pun în pat. Te pui în pat? Nu, că stai cu băieții până la 5 dimineața. E, nu, am glumit cu tine, așa stau la petrecere, dar când e de culcare mă duc în pat. Dar nu pot să dorm, mă pun în pat și stau degeaba, nu pot. Și nu numai, și la fel și Mihai. Nu putem să dormim. Nu mai e mult. Mult a fost puțin rămas. Și ne trezim cum vrem noi, unde vrem noi. Vorbim cum vrem noi, facem ce vrem noi. Și felul cum am zis eu. De ce? Te ador. De ce? Te ador. De... Nu știu, te ador, jur. De ce? Zici asta. Ce discuțiile și, până, discuțiile după cu tine. Îmi plac. Hei, poate și eu totuși, nu știu, chiar dacă nu ai nimic, nicio vină tu, sau poate ai, sau poate nu ai, tu tot o zici, și îmi place. Că nu ești nepăsătoare. Dar acum nu, eu... Adică, gen, eram confuz, nu înțelegeam de ce credeam eu că te uiți așa și mi-ai spus să te ascultam, gen, și te uite la mine și atunci am avut o revelație, mă asculta. Nu, mă, sunt obosit. Adică? Adică, gen, mi-am dat seama că, bă, fata m-a ascultat, nu m-a contrazis cu nimic, nu mi-a zis nimic, nu... Și când m-am fost la baie și dădeam cu apă așa și, bă, fata m-a ascultat, de fapt. Nu, eu am obosit. Și se vede că și azi la fel. Azi la fel, după ce se închid dușile între mireasă și capricii, eu dacă m-am pus puțin pe canapea, mai am somn. Și pe mine. Dar pe mine nu mă lua așa. Cum se închideau în pauze, între alea, mamă, de nu vorbeam, făceam ceva prin grădină, jucam cu băieții ceva, vorbeam. Nu mai pot, sunt extenuat, nu mă odihnesc deloc. Dar vreau să știu de ce. Deci,
nu e aceeași problemă ca la început, de mă frământa ceva sau credeam eu ceva și nu merge. Pur și simplu. Asta nu mă înțeleg pur și simplu asta. Nu pot, nu... N-are cum. Adică trebuie să fie ceva. Cum bine, pot să înțeleg că da, te sufoci în camera aia, prea mică, e cald, ăsta. Da, pot să înțeleg. Nu mai mă simt confortabil în mediul ăsta. Nu mai mă simt confortabil. Te afectează. Da. Sunt multe discuții care chiar pe mine absolut deloc nu mă interesează. Ok, nu, fă abstracție. Nu țin de noi. Fă abstracție. Și mă interesează doar persoana ta. Fă abstracție de restul. Chiar îi spuneam la mama ta că eu acum că mă prostesc și râd și glumesc, eu fac mai mult ca să nu stau, pentru că eu dacă nu mă prosteam aseară și așa... Doamne, m-am bucurat când am văzut... Deci, de la 5 persoane care plângeau în casa asta, a 6-a eram eu. Știu, dar ai fost cu o zi înainte. A fost cu o zi înainte că m-a fticat când am ajuns la tasă. Capricile iubirii. Dragă Dani. Doamna Gravier. Sfatul meu este să pui mâna și să dormi. Încerc, dar nu pot, serios vorbesc de acum. Decât pe pasie, dacă altfel nu pot. Ei, ferească Dumnezeu. Mă pun în pași și nu pot să dorm deloc. Dar faci tu niște meditație, numără oi, fă am ceva. Să nu, pe mine am încercat să număr, nu dar oi. Dar nu este nicio glumă asta cu număratul oilor. Și mai era un exercițiu de respirație, dar nu mai știu, 4 timp pe inspirație și 4 pe expirație. Da. Și expir 4, nu mai știu. Da. Și mai e o chestie pe care eu o fac frecvent, dorm drept așa, știi, pe spate, ca toată energia să îți intre în punctele cheie ale organismului și să poți să te relaxezi și să dormi. Combină-le pe toate, numără până la 4, de toate. Da. Pentru că sfatul meu este să dormi. De duminică seara nu pot să mă adun. Tu pe listă niște ceai de tei, ceai de valeriană, lapte cald. Nu, pot să dorm, pur și simplu. Și nu mai gândesc coerent, nu mai sunt atent la discuții. Mai la tornine? Mă enervează și unele subiecte care chiar nu au treabă cu mine și m-ar trebui să mă enerveze. Nu, mă odihnesc. Da. Asta cu lipsa somnului nu este tocmai grozavă. Știu. Mai ales când iubita ta te și taca-taca-taca-taca la melodie. Dar mă cer, dar nu mă mai cer, dar... Glumește, nu, mai glumește. Eu oricum vreau să vă spun că mâine, deci ar trebui cu toții să ne setăm așa intenții, pentru că după ce că sunt o grămadă de planete în Taur, acum... Toate intră la mine? Așa, toate sunt la tine. Ar trebui să ne setăm chiar intenții, pentru că luna intră e lună nouă, da, în Taur, și atunci intenții practice pe care voi puteți să le faceți în viitorul apropiat. Așa că mâine e cu lista. Așa, în mintea voastră, că voi nu puteți să scrieți, ce trebuie să faceți în viitorul apropiat. Cât de apropiat? Exact. Poate apropiat. Acum știi cum e apropiat, poate să fie mâine sau poate să fie peste 2 ani. Toată lumea ar trebui, când luna este nouă, ar trebui să seteze intenții. Mai ales când este în semnul și să înceapă taurului. Lucruri. Asta o știu și eu. Da. Când începi, fiți atenți, e foarte tare asta și am testat-o pe pielea mea. Când încep cură de slăbire în lună nouă, te ții, frate. Poți să faci asta. Și știți, vorbesc în momentul serios. În care și până la urmă și agricultorii, că până la urmă, de-a lungul timpului, ei țin cont de fazele lunii, pentru că sunt importante. Sau se mai spune că ar trebui să îți tai părul într-o anumită perioadă sau că o să-ți crească mai repede. Deci, oricum, acum, toate... dacă nu prinzi programare la stilistul tău, nu știu ce faci. Iau ce îmi spune Vlad îmi spune că nu. Ce n-are nicio legătură? Cu tăiatul părului de lună nouă. Ba, hai să râzi. Ai tăiatul de lună nouă? Se mai întâmplă. Are cât de des faci și cât de sănătos e părul, nu? Doamna dacă e ars, Loredana, ia ziceți, ce facem cu băiatul dumneavoastră, că nu prea doarme. Eu i-am zis, se vede pe el că e stresat, chiar mai devreme am vorbit cu el. Și dar de ce ești, dragă, stresat? Nu doare. Și nu doarme, că-i stresat. Dacă îl ajută să ceară o foaie de hârtie și un pic să pună niște gânduri pe hârtie. Poate mai... Doamna Loredana, ridicați-vă puțin de pe la valieră, că
Bâzâie. Bâzâie la valiera și nu... Arunc. Așa, îi zăpăcim pe telespectatori. Și am zis, în părerea mea ar fi, dacă ar putea să ceară hârtie și pix, să-și treacă niște gânduri în scris, poate l-ajută să mai... Da, vrei altceva? Vrei psiholog? Vrei un duhovnic? Vrei... Plimbare cu mașina, puteți, da? No, eu vă rog. Cred că vrei amici ca să doarmă. O plimbare, atâta vreau. O plimbare. Deci și ale mele, când nu reușesc să le culc, le urc în mașină frumos, le exact. Prim două ture prin cartier și le aduc leșinate. Da. Ziceam când că prim... Diana ar putea să-l ajute cu un masaj, să-l facă să se relaxeze. Corect. Da, dar după 12 noapte. Dar să tu știi închisi. E bune. Da. De cât de ziceți-i, loc, doamna Loredana. E aproape de somn. Zi mersi de pentru el. Da. Dragilor, eu zic că n-aveți niciun motiv să fiți stresați. Poate vă, nu știu, poate că Dima v-a dat un impuls tuturor, poate că Sabrina pe voi vă face să vă simțiți într-un anumit fel, pentru că ei au făcut primii acest pas, dar n-aveți motive, nu trebuie să vă stresați. Luați-vă pe voi și analizați-vă voi și chiar dacă n-aveți pix și hârtie, puneți-vă gândurile alea de care vorbea doamna Loredana pe o foaie virtuală, că până la urmă ele nu trebuie scrise efectiv, ci gândite, scoase din căpșorul ăla al vostru, eliberați-vă, discutați cu cine aveți nevoie și o să vedeți că o să fie mult mai simplu.